Bine ați venit pe canalul Află ce vrei să știi! Finala Puterea Dragostei a început numărătoarea inversă. Mai sunt câteva ore până când va începe marea finală. Emoțiile finaliștilor sunt tot mai mari. Platoul este pregătit, se pun la punct ultimele detalii înainte ca în el să intre cei 6 finaliști, 3 fete și 3 băieți, alături de care se va afla Andreea Mantea pentru ultima oară în rol de prezentatoare Puterea Dragostei. Va fi o finală încărcată de emoție pentru toată lumea. Andreea Mantea își va lua rămas bun de la emisiunea unde a fost gazdă timp de 2 ani, iar 2 concurenți vor pleca acasă cu trofeul Puterea Dragostei și cu câte un cec de 10.000 de euro. Cine va fi câștigător Puterea Dragostei, vom afla doar peste câteva ore. Care fată și care băiat va primi cele mai multe voturi din partea publicului? Cine a dovedit adevărata putere a dragostei? Vom afla în această seară. Până acum se știu 4 finaliști: Ela, Livian, Berna și Filip. Lor li se vor adăuga astăzi încă 2 concurenți, iar numele lor vor fi aflate cu puțin timp înainte de finală. Andreea Mantea, prezentatoarea Puterea Dragostei, declară că are mari emoții, cu atât mai mult cu cât a fost pentru o lungă perioadă zi de zi alături de cei care s-au aflat în căutarea dragostei. S-au întâmplat atât de multe lucruri încât nici nu vine să cred că se termină. Este foarte emoționant. Am emoții uriașe pentru cei 6 finaliști, pentru că, din punctul meu de vedere, cu toții merită felicitări și trebuie să se simtă câștigători. Au rezistat atât de mult și și-au demonstrat puterea dragostei. Au fost diverse trăiri foarte intense, dar iată că în final vor fi doar 2 câștigători, pe care îi vom afla duminica aceasta, afirmă Andreea Mantea. La revedere, pe curând!